Artista de muzică populară Elena Merișoreanu a fost infectată cu virusul COVID-19 și transferată de urgență la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală, acolo unde se află internată de câteva zile. Starea de sănătate a artistei este una stabilă, fiind monitorizată cu atenție și grijă de către cele mai competente cadre medicale. Inițial, Elena Merișoreanu a crezut că este vorba despre o banală răceală, dar lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase. Feta s-a simțit mai rău și a trebuit să fie transportată de urgență la spital. Deși a fost vaccinată cu ambele doze anti-COVID, cântăreața tot a contactat virusul nemilos. Cu toate acestea, Elena Merișoreanu a mărturisit că nu a făcut febră. Mă simt destul de bine. Nu am avut nevoie de oxigen, nu am făcut febră, mi-am făcut doar perfuzii cu tratament anti-COVID-19. Situația este mult mai bună de când am venit. Eu, deși am vaccinurile făcute, se pare că nu le-am luat, însă dacă nu le aveam, poate aveam o stare mai gravă. Boala se ameliorează destul de repede, acum a venit doamna doctor și mi-a spus că totul este spre bine. Deci cred că mai stau o săptămână, două, nu știu, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars. Întrebat dacă are idee de unde a putut contacta virusul, Elena Merișoreanu a mărturisit că nu are nici cea mai vagă idee, deși bănuiește că acest lucru s-ar fi putut întâmpla la unul dintre evenimentele la care este rugată să cânte. Artista are agenda ocupată, fiind considerată una dintre cele mai populare, apreciate și căutate interprete de muzică populară de la noi din țară. Spre bucuria fanilor săi, Roșcata a mărturisit că se simte mult mai bine, deși presimte că va avea o ședere destul de lungă în spital, pentru ca medicii să se asigură că este totul în regulă.